Am mers la Neptun, la Popasul Căprioare și aveam pe unul Colombo, care este finul nașul Lăcătuș. Și ăsta se dădea, inventați o chestie, director de agrement de copii de demnitar. Niciun demnitar. Noi eram acolo cu Nicu, cu brigadă mare era. Nicu Ceaușescu, să înțeleagă lumea, eram mulți acolo, cu Ghiuri Faze, ca și cu toți ăștia. Noi că eram burut cu jeepuri, cu mașini decapotabile, cu îmbrăcați ca afară, cu peruca aia, cu toate alea. Vă luați că suntem străini. Și ne-am făcut serul, ne-am început să aruncăm cu băutură, ne durea pe noi. Cea mai lea e că că-s matoi, ăștia sunt... Dar vă plăteați pe undeva ceva? Cum să-l plătim, mă, ce n-aveam, ce n-am cinci? Ia întrebă pe Ion. Tot timpul am plătit. Nu știu, am întrebat. Spătule nu. Era mai mari spăturile decât tot. Deci doar băutura și mâncarea, dar spăturile nu. Mi s-a împlasul nu. La ce prima, așa ne distrăm. Deci aveam coperto. Am înțeles. Înțelegi? Și la vizie cu un os atâta. Să ne ardece, să mă atunci ăștia spre casă. Băga și florile și toate și alea. Băgase, și cum era. Bună ziua, sunt director băieți de imitare, dar cine sunt ăștia așa de mari? Toți se fă bolă pe mine cu peruca și aveam pietrele la gât și toate alea. Dar tu aveai peruca, era portul. Da, peruca așa spun eu. Așa spun eu. Da, cum cine era? Zice că mutant, zice, pe vremea aia. Și zice, cine e? Nicu Ceaușescu, Sergei Mizil, Ghiuri Faze, că așa a zis, da, a luat ta. N-au nimic de plătit. A băgat în gură? A bă, închis-o. Băi! Era liber.